Bună ziua, domn profesor! Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să acordați acest interviu pentru utilizatorii juridice.ro. Vreau să vă întreb cum vi s-au părut lucrările Congresului până la acest moment. Lucrările Congresului au fost marcate, ca și în precedent, de problemele Casei de Asigurare a Avocaților. Însă, înainte de asta, trebuie să punctăm și faptul că s-au luat în discuție probleme de modificare a legii. Probleme de modificare a statutului profesiei. În condițiile în care avem noile coduri. Codul civil, codul de procedură civilă, urmează sigur și intrarea în vigoare a codurilor penal și de procedură penală și atunci sigur că sub acest imperiu trebuie modificată și legea pe alocuri, legea 51/95, trebuie adaptat și statutul profesiei pentru a putea să facem față acestor exigențe pe care legislația mare, legislația codurilor, le impune și profesiei de avocat. Cum apreciați pentru prestigiul profesiei participarea în deschiderea înalților demnitari ai țării? Este un lucru pozitiv, este un lucru remarcabil faptul că, indiferent de apartenența politică, indiferent de fricțiunile care sunt inevitabile în această perioadă, au fost prezenți în deschiderea lucrărilor atât președintele României cât și primul ministru, ambii în numele firește al instituțiilor pe care le reprezintă, aducând cuvinte importante pentru profesia noastră, atât instituția prezidențială cât și instituția premierului României, marcând în puncte importante pentru noi anumite elemente care ne-ar putea ajuta în corectarea legislației, în sprijinirea corpului profesional avocaților și, de ce nu, în așezarea profesiei și a membrilor ei sau reașezarea profesiei și a membrilor ei pe un loc pe care îl merită în acest circuit al înfăptuirii actului de justiție. Aveți vreo așteptare de la acest congres în special? Așteptarea pe care o am și ea s-a configurat astăzi prin înființarea unei comisii și aprobarea ei de către congres pentru modificarea legii 51/1995, pentru adaptarea corespunzătoare a statutului profesiei la necesitățile impuse de codul civil și de codul de procedură civilă. Această comisie va lucra între congrese. Sunt onorat să fac parte dintre membrii acestei comisii. Sperăm ca lucrările comisiei să dea rezultate, sperăm ca până la viitorul congres să avem propuneri concrete pentru modificarea legii 51/1995, să avem un statut care să corespundă noilor realități normative și să putem într-adevăr să renunțăm la această intervenție punctuală, de multe ori necorelată, pe care am practicat-o până în prezent asupra articolelor legii avocaților și să avem o lege coerentă, un statut al profesiei coerent, care ambele nu pot decât să ajute în buna exercitare a profesiei de avocat. Vă mulțumim și vă dorim mult succes! Cu cea mai mare plăcere și dumneavoastră numai bine!